Rezultatele alegerilor locale din 27 septembrie 2020 în municipiul Râmnicu-Vâlcea nu îi satisfac întru totul pe cetățenii orașului. Aceștia speră ca în următorii 4 ani primarul reales să rezolve în sfârșit problema lipsei locurilor de muncă. Ați fost la vot? Da, am fost. Și? Sunteți mulțumite de rezultat? Nu neapărat. Să se facă treaba. Să se facă treaba. Nu aveți nevoie de ceva anume, o dorință a dumneavoastră, ceva special? Locuri de muncă, să ne întoarcem în țară. Și credeți că se va întâmpla? Eu sper că da. Asfaltați o stradă sau trageți 10 cabluri. Locuri de muncă, aduși investitori, că nu mai sunt tineri. Și credeți că se facă actuala conducere? Eu de asta nu am mers la vot, că nu cred, nu mai cred în nimeni. Nu știu cine va face, dacă va face, sau ne ducem toți în afară. Sunteți mulțumite de rezultat? Mulțumită. Trăim într-o lume foarte nesigură. Am înțeles. Și ce așteptări aveți de la conducerea Râmnicului pe mai departe? Pista de bicicliști foarte dezamăgită. Sunt o biciclistă înrăită și l-aș ruga pe domnul primar să ia bicicleta, să meargă pe domnul Rădulescu. Toate canalele sunt acolo. Iar dacă vrei să te plimbi cu un copil cap-coadă cu bicicleta pe o pistă, nu poți. Nu da. Mandat. Să continue ce a început. A făcut. Locuri de muncă pentru tineret. Ce crezi că este nevoie să se facă în momentul de față în județul Vâlcea? Să se aducă cât mai mulți investitori pentru a mări cumva orașul ca economic și cumva ca infrastructură. Care e primul lucru pe care ar trebui să-l facă domnul primar acum? Primul lucru care ar fi locurile de muncă, pentru că sunt foarte mulți tineri care nu au unde să lucreze. Au facultăți făcute și trebuie să plece în altă țară. Da. Eu, de exemplu, am rămas fără serviciu și lucrez pe unde pot. Nu mă pot pensiona, am anii de vechime, dar nu am vârsta. Deci locuri de muncă, în primul rând, pentru tineretul nostru. Da, am votat. Și sunteți mulțumite de rezultat? Nu. Păi de ce? Ce s-a întâmplat? Ce credeți? Au ieșit vulcinii la voi sau n-au ieșit? Nu a ieșit cine vroiam eu. Am înțeles. Și ce credeți că ar trebui să facă acum conducerea în noul mandat? Crede-mă că nu știu. Nu mă pricep la politică. Rezultatele alegerilor locale din 27 septembrie 2020 în municipiul Râmnicu-Vâlcea nu îi satisfac întru totul pe cetățenii orașului. Aceștia speră ca în următorii 4 ani primarul reales să rezolve în sfârșit problema lipsei locurilor de muncă. Ce ziceți de orașul nostru? Superb. Sunt din Slatina. Noi vă batem la industrie, cum vă știu. Deci vă batem de la distanță. Multe orașe din România. Dar orașul vostru e jos pălăria. Știți de ce l-acuză vâlcenii cel mai mult? Cel mai mult și cel mai mult. Că a pierdut Pirelli. Deci eu nu am auzit altceva. Pirelli l-a pierdut și la noi la Slatina. Și încă o chestie, ce văd eu? Păi Slatina deja acum se face 100% anvelopare. Nu știu de ce nu le anvelopează. Că el poate să le anvelopeze. Ce mare șmecherie. La noi, la Slatina, a început Vulcov, aproape 70%, și termină ăsta, cu funduri europene, țac-pac. Pentru că vrei să uite blocurile alea, altcumva apăreau, anvelopate.